Despre faptul că banii investiți în campaniile electorale de la locale, dar și de la parlamentare, vin greu, am mai vorbit și nu mai e o noutate. Am discutat acest aspect într-o știre anterioară. Am aflat însă, cu destulă surprindere, că partidele mici nu au absolut nicio șansă să-și recupereze fondurile de campanie electorală, așa cum spune legea, și asta pentru că actul normativ are o prevedere, iar normele metodologice alta. Alegeri locale, Partidul România Unită, filiala județeană Neamț, nu a primit nimic la autoritatea electorală permanentă, deoarece, conform legii, nu au obținut procentajul de 3,3%, procentajul minim de 3% la nivel județean, la alegerile pentru primar, consilier local, decât la Consiliul Județean. Și ca atare, făcându-se media, nu am obținut la nivel județean peste 3% și nu s-au primit banii pentru finanțare, pentru cheltuielile de campanie. Și atunci suma pe care ați cheltuit-o se ridică la cât și de unde ați decontat-o? Suma pe care am cheltuit-o nu am mai decontat-o. Suma pe care am cheltuit-o sunt venituri proprii ale candidaților și nu i-au mai recuperat înapoi. Deci s-a întâmplat exact cum se întâmplau în campaniile din anii precedenți, în care fiecare cheltuia cât putea, cât avea, și numai că acum erau niște plafoane de cheltuieli. Trebuia să ne încadrăm între anumite plafoane. Și ce buget ați avut? Nu puteai să cheltui decât un anumit plafon. Era vorba de pentru primar la o comună un anumit plafon, la primar la municipiu alt plafon, la consiliul local la fel și consiliul de țară la fel. Și per total, în campania electorală, organizația de la Neamț, cât a investit? Cheltuielile au fost foarte mici la nivelul județean, filialii județenii Neamț, pentru că... Undeva la cât, aproximativ? Hai să vă facem așa o analiză fix, n-aș putea să vă spun, dar cred că în jur de 7.000 și cu... undeva cam, eu știu, 15.000-20.000 de lei. 20.000 de lei, deci așa, destul de puțin. Bun. Noi nici n-am avut candidați în toate comunile și suntem un partid mic cu potențial economic. În timp ce partidele politice susțin că ar trebui aplicată legea, Autoritatea Electorală Permanentă, care are în mână pâinea și cuțitul, se ghidează după normele de aplicare care au prevederi total opuse celor prevăzute de lege. În aceste condiții, partidele care vor să-și recupereze banii investiți în campanie au o singură șansă, aceea de a da în judecată Autoritatea Electorală Permanentă pentru a încerca să-și obțină banii investiți, asta ca și în cazul fondurilor imputate de Curtea de Conturi. Legea trebuie aplicată. Problema este că cei de la Autoritatea Electorală Permanentă aplică, nu legea, aplică normele de aplicare. Pe când norma nu este mai puternică decât legea. Legea spune, legea 48 alineatul 2, spune că organizațiile care obțin 3% la nivel național, partidele care obțin 3% la nivel național, primesc rambursarea sumilor din campanie, bineînțeles dacă au fost banii cheltuiți corect, conform legii, indiferent de cât obțin în teritoriu, în circumscripții. Și mai este un aliniat, aliniatul 2, în care spune că filialele care obțin 3% în circumscripția electorală respectivă, la alegerile parlamentari, Camera Deputaților și Senat, primesc banii înapoi. Dar norma de aplicare, norma e, spune că trebuie să obții 3% la Camera Deputaților și 3% la Senat, ceea ce nu este corect. Deci, cei de Autoritatea Electorală Permanentă, eu zic că trebuie să aplici legea și nu norma. Așa. Trebuie făcut o modificare în Parlament să se coreleze, ori să se schimbi legea după normă, ori norma după lege. Dar normal, norma trebuie să se supună legii. E totdeauna. La parlamentarii, Partidul România Unită, filiala județeană Neamț, a obținut 3,1%, același procentaj care l-a obținut și la alegeri locale la nivel județean, mă refer la votul Consiliului Județean, și normal, conform legii, trebuie să primească rambursarea sumei, dacă cheltuielile au fost făcute corespunzător,
Dacă să, dar am înțeles că cei la EP vor aplica norma și ca atare va trebui să ne îndreptăm în instanță. Legea finanțării partidelor politice din bani de la bugetul de stat a fost elaborată din dorința bine intenționată de a se pune capăt finanțărilor ilegale și cu bani negri ai campaniilor electorale în România, care au generat până la urmă un jaf generalizat tot pe spatele bugetului, ca în cazul Microsoft sau ANPR, când liderii politici recurgeau la determinarea uneori prin șantaj a unor societăți de a finanța cu bani negri campaniile electorale. Asta cu scopul clar ca, după ce formațiunile politice ajungeau la putere, să se conecteze la contracte cu statul pentru a-și recupera și înmulți banii investiți. În aceste condiții era clar că mare parte din sume se duceau și în buzunarele celor care îi manevrau, vezi cazul Gheorghe Ștefan, Vasile Blaga și alții, așa că s-a trecut la elaborarea noii legislații care prevede faptul că sumele investite se recuperează ulterior de la bugetul de stat. A ieșit însă o lege proastă, la care se aplică norme metodologice și mai proaste, dar și contradictorii cu prevederile actului normativ, iar cheltuielile de campanie se fac de data asta pe bani publici, dar tot la bunul plac al partidelor politice, fără niciun fel de transparență decizională, ceea ce este absolut incorrect și aberant.